tine te laud, Iisuse, pentru bunătatea ta, pentru mântuirea sfântă ce mi-ai dat pe Golgota. Eu îți mulțumesc, Iisuse, te iubesc și te slăvesc, pentru mântuirea sfântă, pentru darul tău. Eu îți mulțumesc, Iisuse, pentru bunătatea ta, pentru mila ta cea mare, ce-o ai pentru ființa mea. Eu îți mulțumesc, Iisuse, pentru Duhul tău cel sfânt. Eu merg bucuros pe cale, alergam, dar răspund la oameni.
Capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scrie, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia.
dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștit, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Primeșii erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare:
Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor.